Aproximativ un sfert dintre copiii de 8 ani sunt supraponderali sau obezi, iar 5% sunt subnutriți, potrivit unui studiu realizat de Ministerul Sănătății. Surplusul de kilograme în copilărie duce la apariția bolilor cardiovasculare și a diabetului de tip 2. Cu cât cantitatea de țesut adipos crește și este distribuită anormal, mai mult în zona abdomenului și mai mult pe organele interne, există riscul ca în perioada adultă să dezvolte boli de temut. Și cele două sunt diabetul zaharat, hipertensiunea în cadrul bolilor cardiovasculare. Și atunci este foarte important să prevenim acest lucru. De ce? Pentru că acest copil supraponderal sau cu obezitate, să zicem, gradul 1 în copilărie, în viața adultă va deveni un posibil pacient cu diabet, cu hipertensiune, la vârste foarte tinere, ceea ce nu este bine. Din cauza surplusului de kilograme, organismul nostru suferă. Dacă la început câteva kilograme în plus nu ne afectează capacitatea de a ne deplasa, de a face un efort fizic susținut, în timp toate aceste lucruri se resimt și apar probleme ortopedice și tulburări mentale, rezultate slabe la școală și o scădere a stimei față de sine. Cum se simte un copil care este supraponderal sau obez, mai ales când ceilalți îl exclud sau fac anumite glume pe seama lui? Imaginea corporală face parte din imaginea de sine a unei persoane. În momentul de față se pune foarte mult accentul pe cum arată cineva. Și dacă este cultivat în exces acest aspect, da, cu siguranță copilul va ajunge să se perceapă doar prin această prisma a eului corporal și să conteze foarte mult ce spun ceilalți despre el, să se raporteze la un etalon care nu este neapărat cel corect, poate ajunge să se retragă social, să aibă mai puțin prieteni, să aibă performanță scăzută la școală, să devină poate agresiv în relațiile cu ceilalți, să aibă eșec școlar și poate în timp să dezvolte anxietate sau depresie sau amândouă. Iar pe viitor, în adolescență, pot apărea tulburări alimentare, de genul anorexiei sau a bulimiei. Tulburări cu consecințe foarte grave pe termen lung asupra vieții persoanei. Medicii implicați în campania Sănătate pentru Sate a Patriarhiei Române au descoperit probleme de nutriție, dar și o igienă precară a copiilor din mediul rural. Problema la ei este o alimentație necorespunzătoare, în sensul că nu știu să-și asocieze alimentele, pentru că nu i-a învățat nimeni să facă acest lucru, nu sunt învățați cum să mănânce sănătos, comparativ cu alte ediții în care noi am fost și au constatat că țineau diete pe care nici ăștia nu știau să le respecte. Populația, în primul rând, trebuie învățată să mănânce sănătos și să nu mai țină acele diete și să învețe să facă din nou mișcare. 97% dintre părinții care au băieți supraponderali consideră că aceștia au o greutate potrivită, iar în cazul fetelor supraponderale, 88% dintre părinți afirmă că au o greutate normală. În general, părinții sunt foarte speriați când apare această obezitate infantilă și tind un pic să învinuiască copilul. N-ar trebui să facă acest lucru. Trebuie acest copil înțeles, trebuie ajutat, sprijinit și explicat că nu are o boală efectivă decât dacă se confirmă din punct de vedere medical. Din contră, copilul acesta trebuie ajutat din toate punctele de vedere, de către părinți, de către bunici, de către societate, să depășească aceste momente. Să încercăm să prevenim aceste lucruri din perioada primară a copilului. De când este mic, el să fie obișnuit să aibă o viață sănătoasă, cu alimentație adecvată vârstei și sănătoasă în același timp, cu multă mișcare și cu o dezvoltare armonioasă și a psihicului. Acumularea kilogramelor este cea mai periculoasă în prima parte a vieții, atrag atenția medicii. Celulele grase, numite adipocite, se formează până la vârsta de 2 ani și ulterior în timpul adolescenței. Celulele grase au capacitatea de a se umple cu grăsime nelimitat, dar la vârstă mică aceste rezervoare nu doar se alimentează, ci se pot înmulți. Alimentația grea sau compromisă este alimentația hiperglucidică. Copiii mănâncă dulciuri, copiii beau sucuri de la colțul străzii, de la buticuri, da? Copiii mănâncă prăjituri, ciocolată și cam uită, cu toate că sunt la țară. A fost foarte trist pentru mine și pentru noi ca medici să găsim copii chiar cu obezitate în aceste zone. Da? Deci copiii de la țară chiar
am găsit copii cu obezitate. Este inimaginabil. Doar 3% dintre copiii care luptă cu kilogramele în plus au probleme endocrine. O parte dintre acești copii suportă consecințele unor greșeli care se practică la scară largă. Recompensa cu ceva dulce și porțiile prea mari. Noi avem așa o cultură a mâncatului, ca să spun așa. De ce nu mănânci tot la masă? Dar ia și ultima lingură. Hai, tot. Nu, un copil mănâncă atât cât îi trebuie. Ideea nu este să golim farfuria, ci să fim hrăniți, da? Dar nu hrăniți în exces, nu să mâncăm de dragul de a mânca. Dieta normală trebuie să conțină 80-90% fibre, legume, fructe, semințe, 10-20% proteine. Suntem destul de pervertiți, să spunem așa, și plăcerile noastre gastronomice. În România, 3 din 10 copii și adolescenți sunt supraponderali și 8% dintre ei sunt obezi. România ocupă locul al treilea în Europa în ceea ce privește obezitatea infantilă. Aceasta apare de la vârste foarte fragede din cauza creșterii consumului alimentar. Este și o cauză a activităților zilnice, care sunt desfășurate mai mult în fața calculatorului sau a televizorului, dar și de lipsa activităților sportive.